Astăzi a fost sărbătoarea parohiei Sfinții Împărați din Mihăilești, județul Giurgiu. Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Mănăstirea Bunavestire Bolintin au fost aduse cu această ocazie în localitate. La procesiunea care a avut loc aseară pe străzile orașului, au participat sute de oameni să se roage pentru însănătoșire trupească și sufletească. Cei care au participat astăzi la Sfânta Liturghie au avut prilejul de a se închina și la icoana Sfinților Martiri Brâncoveni, ce păstrează un fragment din moaștele Sfântului Voievod, adusă de la parohia Sfinții Martiri Brâncoveni din municipiul Giurgiu, precum și la părticele din moaștele Sfinților Mucenici din Sinai și Rait. A fost o sărbătoare foarte frumoasă, pentru că a adunat oameni nu doar din parohia noastră, ci și din împrejurimi, care au știut să umple Sfântul Locaș, au știut să se roage împreună și au știut să arate că biserica este vie atunci când ea este împodobită cu prezența lor. La finalul Sfintei Liturghii, toți cei prezenți au fost invitați la agapa frățească, pregătită de enoriașii parohiei.